cel mai important eveniment de profil al anului 2022, Festivalul Național de Teatru, se va desfășura la București în perioada 5-13 noiembrie. Selecția FNT 2022 a presupus un proces foarte riguros la standarde ridicate, iar faptul că Teatrul Municipal Matei Vișniec este selectat cu două spectacole, demonstrează calitatea spectacolelor noastre, transmit reprezentanții Teatrului Sucevean. Așadar, cele două spectacole selectate să participe la Festivalul Național de Teatru ediția 32 sunt La secțiunea Granițe Fragile, Teritorii Hibride Fragmentate, spectacolul Münhausen de Alexa Băcan, regia Ovidiu Caița, scenografia și grafică live, Sebastian Rațiu, videodesign Mihai Nistor, sound design Neluzlei. Spectacolul Münhausen este programat în sala atelier a Teatrului Național în zilele de 9 și 10 noiembrie. Biletele se pot achiziționa atât online, cât și de la casa de bilete centralizată a Teatrului Național București. La secțiunea istorii fluide, macro-istorii, societăți fragmentate, Teatrul Sucevean va participa cu întoarcerea acasă de Matei Vișniec, dramatizarea Agnes Coli, regia Boton Noghi, scenografia Andreea Sândulescu, muzica originală și sound design Claudiu Urse, light și video design Cristian Niculescu, coreografia George Pop. Spectacolul Întoarcerea acasă este programat la sala Liviu Ciulei a Teatrului Bulandra în data de 11 noiembrie. Biletele se pot achiziționa de asemenea atât online cât și de la casele de bilete ale teatrului. Publicul sucevean, care nu poate, ajunge la București, este așteptat la Teatrul Municipal Matei Vișnic Suceava la cele două reprezentații care se vor juca înainte de plecare la Festivalul Național de Teatru Astfel. Spectacolul Münhausen este programat în data de 4 noiembrie, ora 19, iar spectacolul Întoarcerea acasă în data de 6 noiembrie, ora 19. Pentru spectacolele jucate la Suceava, biletele se găsesc la caseria teatrului sau online pe belete.ro